Credincioșii din Curtea de Argeș au participat în număr mare la Sfânta Liturghie săvârșită astăzi în Catedrala Arhiepiscopală din municipiu, de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a amintit despre importanța lucrării Duhului Sfânt în toate activitățile pe care le desfășurăm. Biserica și slujitorii ei să aprindă lumina lui Hristos în sufletele credincioșilor, dar mai întâi să-și aprindă și ei lumina lor, adică noi să ne aprindem lumina lui Hristos, care să ne învăluie pe toți. Nu vom mai fi în întuneric dacă noi chemăm Harul Duhului Sfânt să trimită flacăra Duhului Sfânt peste noi. După Sfânta Liturghie a fost oficiată și Vecernia Rusaliilor. Mâine înalt, preasfințitul Părinte Calinic va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea Văleni cu prilejul hramului așezământului.